Bucovina este printre cele mai atractive și frecventate zone turistice de pe harta României, lucru demonstrat de numărul mare de turiști care vizitează aceste meleaguri an de an. Mulți au ales să-și petreacă noaptea dintre ani în Bucovina, gradul de ocupare al pensiunilor fiind unul foarte mare. Unitățile de cazare din Bucovina au fost pregătite să-și întâmpine oaspeții. Cu straie noi, bucate alese și oameni primitori au fost așteptați turiștii. Mai mult, în noaptea dintre ani au fost gătite preparate alese, mușchi de cerb în sos de afine, un deliciu. Avem mușchiulețul sezandat cu toate mirodinile din zona de la noi. Cimbru de câmp, usturoi, un pic de morcov, câteva felițe de morcov, foi de dafin, piper, boabe de nupăr. L-am lăsat două zile, căutăm să vedem dacă el este destul de pătruns baițul meu și este văd că foarte fraged, e ok. Îl punem într-o oală de nut. O să-l pregătim să-l punem la cuptor. Între timp aș vrea să ne apucăm și de sosul de afine. După aproximativ 15 minute, după cum vedeți, sosul de afine este gata. Uitați ce bine s-a legat. Arată foarte bine și are și un gust foarte, foarte bun. La un asemenea ospăț nu putea lipsi pâinea de casă. Rețetele sunt moștenite de la părinți, bunici. Rețete autentice din zonă, cum le spun eu, festine culinare bucovinene răzășești. Ia priviți ce bine arată pâinea, dar să vedeți și ce gust are. E un gust aparte. Turiștii care vin în Bucovina sunt fascinați de frumusețea zonei, dar și de oamenii, ospitalieri și bucatele alese. Mă atrage liniștea oamenii. Casele astea liniștite și stilul lor, oamenii ăștia de a trăi liniștit, de a nu fi răi, de a nu-l urmări pe celălalt. Și plus de asta natura care e. La noi e prima oară când venim și acum putem să le degustăm pe tot. Până acum în care a fost excepțional. Deci totul a fost excepțional. Vedem de aici încolo ce... Dar cred că va fi totul foarte bine. Peisajul? Foarte frumos.